Elevii care nu au absolvit sau nu s-au prezentat la prima sesiune a examenului de bacalaureat au început astăzi cea de-a doua sesiune cu proba scrisă la limba și literatura română. În funcție de profilul pe care l-au studiat, real sau uman, candidații au primit cerințe diferite la toate cele trei subiecte. La subiectul al treilea, tinerii de la profilul real au avut de caracterizat un personaj dintr-o novelă, iar cei de la uman au avut de prezentat relația dintre două personaje dintr-o novelă. Subiectele i-au pus în dificultate pe mulți dintre elevi. Unii nici nu și le-au mai adus aminte. Cum a fost prova? Ușor. Ce subiect ați avut? Nu le mai știu. Spune-ne un subiect măcar. La subiectul 3? Cu sinonime, cu... Și la 3? Nu mai știu ce a fost, că nu le-am făcut pe toate. Decât câteva. Ai, da? Da. Și a fost mai ușor acum sau mai greu? Mai greu. Și nu crezi că îl vei lua? Nu. Bine. Ce subiecte ați avut? Așa, așa, așa. Ce subiecte ați avut? La subiectul 1 normal ce se dă, iar la subiectul 3 ne-a căzut novelă. Și cum te-ai descurcat? 1 și 2 le-am făcut, 3 nu. Să sperăm că... A fost mai greu ca în vară sau? Nu, mai ușor. Și crezi că îl vei lua? Sper. Ce notă? Nu știu, ceva de trecere. Mi s-a părut destul de ok. Ce subiect ați avut? Mie mi s-a părut destul de ok. Consider că au fost cât de cât ușoare. Și la 3? La 3 a fost un eseu despre un personaj dintr-o novelă studiată. Și ai scris mult? Da, am scris cât de cât. La ce notă te aștepți? Sper să iau 7-8. Acum nu știu. Probele scrise vor continua mâine cu limba și literatura maternă. Săptămâna trecută, în perioada 17-21 august, liceenii au susținut competențele și probele orale, unde au obținut calificative care nu le vor afecta media la bacalaureat.